Lucrările la limba română din cadrul celei de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat i-au amuzat din nou pe profesorii corectori, pentru că nu au învățat deloc, mulți dintre absolvenții de liceu și-au dat frâu liber imaginației și au completat foaia de examen cu exprimări amuzante. Iată câteva dintre acestea. Dacă nu dați subiecte mai simple să le facă și copiii normali, eu nu mai vin la examen. Un elev a scris un subiect în plus, cel de-al patrulea, și a ținut să le mărturisească profesorilor că este îndrăgostit de colega sa, cu speranța că poate povestea lui va fi punctată. Și asta a fost lucrarea mea. Sper să-mi dați și mie un punct pentru impresie artistică. Vă pup dulce și mai ales dacă sunteți profesoare și tinere. Dacă sunteți profesor, nu vă mai pup. Vă iubesc, pa! Pe mine sportul nu mă ajută, deoarece după o noapte de băută cu băieții în cartier, nu mai am timp să fac și sport. La educație fizică, proful ne-a spus că și relațiile intime intră în sport, deci și ăsta e un sport. În concluzie, toți ăștia băgătașii fac sport, deoarece au bani să meargă pe la tot felul de săli și saloane. Trăsăturile genului epic sunt multe, dar cea mai cool cred că este că are niște sentimente directe realizate prin poet. Profesorii spun că liceenii tratează superficial opera unui scriitor în care nu văd un model. În plus, exprimările amuzante dovedesc un teribilism specific vârstei.